Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, în prezența a sute de credincioși. Corala Catedralei a dat răspunsurile liturgice. Cu acest prilej, ierarhul a vorbit credincioșilor despre darurile pe care nașterea Domnului le-a adus omenirii. Mulțumim prea bunului Dumnezeu că ne-am vrenicit să săvârșim această călătorie spirituală. Acest urcus dumnezeiesc spiritual spre Betleemul Iudeii, locul unde îngeri au vestit nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, au vestit păstorilor care cu uimire priveau și ascultau vestea cea bună. Betleemul, mica localitate de lângă Ierusalim, a devenit o făclie luminoasă care peste secole și milenii luminează tuturor creștinilor. Rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască bucuria pe care Îngerul nostru al fiecăruia ne-o dăruiește prin vestirea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și fie ca această bucurie să fie o permanență a vieții voastre. La final, Preasfinția sa a mulțumit credincioșilor pentru generozitatea arătată în postul nașterii Domnului față de familiile sărace din Slobozia. În urma colectei efectuate în această perioadă au fost ajutați 5 elevi seminariști și 7 familii cu o situație materială precară.